Dezbatem acum subiectul care naște cele mai mari controverse. Vaccinurile. Le facem sau nu copiilor? Salvează vieți sau, dimpotrivă, fac rău? De o parte avem una dintre cele mai cunoscute voci anti-vaccinare, Olivia Ster. De cealaltă parte, renumitul pediatru Mihai Craiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua. Și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi față în față pro și contra. Cu mare plăcere! Domnule doctor, haideți să începem discuția de la aceste vaccinuri. Ce sunt vaccinurile și care sunt principalele beneficii ale lor? Vaccinurile au fost inventate acum aproape 100 de ani pentru uz curent, pentru a preveni boli cu potențial contagios și sunt destinate unor grupuri mari de oameni, deci populațiilor. Ele vin și replică în corpul copilului infecția naturală cu organismul respectiv, patogen, virus sau bacterie, de așa manieră încât seamănă cu un fel de antrenament. Este ca și cum înaintea marii finale cu microbul respectiv faci un antrenament de așa manieră încât să știi cam cum va fi meciul respectiv. Cu alte cuvinte, vaccinurile pregătesc sistemul imun pentru întâlniri viitoare. E ca un fel de, în fine, mergem la școală ca să ne pregătim pentru viață. Cam așa. Cam așa ar fi. Olivia, tu ce părere ai despre imunizarea copiilor? Noi suntem în postul Paștelui ăsta, în primul rând. Așa că îmi doresc foarte mult o discuție calmă și în niciun caz de pe poziții de frontă sau pro și contra. Eu aș vrea să mă placez astăzi pe poziția de mamă care are niște nedumeriri. Așa. Și care are, dacă domnul doctor are bunăvoința să răspundă, are niște nelămuriri pe care le-ar formula în articulat, în propoziții. Pentru că cei care au rezerve vis-a-vis de vaccinare se confruntă cu problema că întrebările pe care și le pun nu au un răspuns satisfăcător. Ăsta este motivul pentru care ei au rezerve. Nu au rezerve pentru că s-au uitat pe Google, nu au rezerve pentru că au vorbit cu o prietene, nu au rezerve. Au rezerve pentru că au văzut că prietena lor s-a ales cu copil cu autism după un vaccin și atunci vede zi de zi cum se confruntă prietena ei cu aceste probleme. Are nedumerire atunci când vede prospectul și în prospect scrie autism sau moarte. Are rezerve atunci când există astfel de cărți, vaccinurile și autoimunitatea, o carte scrisă de către medici, cercetători, științifici. Yehuda Schoenfeld este la nivel mondial, deci reputația lui e la nivel mondial, un imunolog necontestat și nu știu dacă poate fi contestat sau contestabil, în fine, care ridică niște semne de întrebare foarte pertinente. Și atunci tu, dacă ești un părinte responsabil, care îți cunoști drepturile acelea, respectivă dreptul de a te informa și de a alege în cunoștință de cauză ce proceduri medicale faci tu sau copilul tău, trebuie să primești întâi la toate un răspuns normal. Am înțeles asta. Normal, da. Chiar l-aș întreba acum pe domnul doctor, pentru că ai deschis deja un prim subiect. Dacă vaccinurile dau autism? Pentru că adesea se vehiculează această informație. Răspunsul simplu este nu. Și trebuie să plecăm de la o realitate care a fost documentată de instituțiile abilitate, ca articolul faimos al lui Andrew Wakefield, este fraudă științifică. N-are rost să ne... În fine, mă lăsați, am primit o întrebare. Deci, articolul Wakefield este obținut prin fraudulență științifică. În primul rând, lotul martor, știți cum a fost obținut. Serurile, practic, s-a cumpărat sânge de la copiii care au participat la petrecerea lui Fisu. Nu intrăm în detalii sordide ale modului de construire al articolului Wakefield. Plecăm de la faptul că sunt descriși 12 copii la care se presupune că au făcut autism din cauza vaccinului. Din câte știți, săptămâna trecută a apărut articolul cu faimoasa cohortă daneză care urmărește în dinamică peste 6 milioane de copii ani pe o durată de toată copilăria lor și care dovedește indubitabil că vaccinurile nu produc autism. Ne puteți spune cine a finanțat acest studiu? Asta este ca independent sau este finanțat de o mare companie farmaceutică? Pentru că asta schimbă puțin datele probleme. Deci, în prezent, există studii de
cohortă care se fac în baza registrelor naționale, care sunt ținute de autoritățile de reglementare, de casele naționale ale statelor respective. Cohorta daneză este accesibilă pentru cercetători științifici ca orice fel de domeniu public, ca și cohortele precedente americane. Deci nu vorbim de studii de intervenție. Vorbim de urmărirea unor copii vaccinați sau nevaccinați, da, timp de 20 de ani, ca așa e prin lege în Danemarca. Nu 18, ci 20.